Miercuri 14 martie, în jurul orei 15, un echipaj de pompieri militari din cadrul detașamentului de pompieri roman, în timp ce se întorcea de la o misiune de recunoaștere în teren, pe raza localității Cotu Vameș, din comuna Horia, au sesizat o victimă rezultată în urma unui accident rutier. Un bărbat în vârstă de aproximativ 71 de ani era căzut pe asfalt. Fără să stea pe gânduri, echipajul de salvatori romașcani au evaluat victima și au acordat primul ajutor până la sosirea unui echipaj medical din cadrul serviciului de ambulanță județean Neamț. Curajul, fermitatea și devotamentul sunt trăsăturile de bază care conturează nobila meserie de pompier.